70. Dreapta, scap viteza. Primul convoi lider în American Truck. Mergem la 60 până ne strângem, dar o să urmeze o curbă la stânga, dar nu prima, a doua. Mulțumesc, Tommy. Acum facem stânga. User joined your channel. Să-l trebuie de deranjez? Și imediat facem nu. Dreapta. Ce te pot ajuta? Da, e convoi. Da, am înțeles. Boss, vrea să vorbească Dexon cu tine. Cine? Dexon. Acum. Urcăm pe autostrada, am în față un... Tot ce spune mine. Bosser, te pot ajuta eu ceva? User left your channel. Dar văd că se îndepărtează de noi. Out. 60, până urcă toată lumea sus pe autostradă. User left your channel. Măresc viteza la 80. Ce frumos e pe aici. Așteaptă Svestu mai încolo, pe națională. Vă aștept să ne strângem din nou. Văd distanță între mine și al doilea. Aveți grijă că pe partea dreaptă avem un șofer. Păi na, țin... Are trei remorci. Țin 100 de metri, Ștefan, că mai ai un pic de friz când mă apropie mai tare. Mai am și o problemă de, poate de calculator, de rețea. Avem curbă mai ciudată. Încerca să adaptați viteza să nu fie probleme de coliziune. Dar eu am luat-o cu 80. Scuze de flash-ul meu. 90. Tot e ok? Bine, mulțumesc. Domnule, dar pot să trag 5 minute pe dreapta. Bine, trage. Mențin viteza de 90. I-auzi, băi, Ionele,
Bună muzică ai, Valentin, cât aud pe stație. Muzică ca la Oltenia, ca la Mehelinți. Păi da, Valentin, dar acolo îți trebuie și Zyber-ul. Măresc viteza la 100. Merg prea tare? User joined your channel. User joined your channel. Băieții de mărbune. Ok. Mersi, mersi. User left your channel. Primul meu convoi în American Truck, cred că, din Polar Trans. Eu am zis pe ăsta, iau un bolovan în gură. Oleau, oleau. Iau, da, la de-asta, uite, de-asta. A, e eu de aia? Ce dracu? Da, pe ce ai făcut mâna acum, ia zi? Aaa, și cu tine acum. Ai băgat mâna la popoman, că ne băgăm. Ai dat nouă? Dar aia conduc-o bine, nu vezi? Ai ieșit soția de la baie, nu? Fac, Valentin, deja cu mâna la bișboacă. E clar. La măciucă. Ai văzut că de când am început să fum mâna, m-am parcat din prima. Da, adevărat, vezi. Are buzele catifelate, nu? Avea senzația aia care scăpătorul în mână. Are buzele catifelate și fierbinte. Da, da. User joined your channel. Salveți. Salut! Alo? Am întârziat o leacă, dar... Da, asta e viața, nu e problemă, ne ajută tot din urmă. Sunteți ceva? Că ne vezi pe cameră. Ce? În afară de mine. În afară de Andrei. Scad viteza la 90. Giulita. Unde dracu? Avem niște curbe ciudate și am scăzut viteza. Păi ți-o grămadă zbac până. A, nasol dacă le-ai pățit. Mai închef din nimic. Da, serios, nasol? Ce dracu ai putut să pățești? Ți-a zis aia că e însărcinată, nu? Zic, mai încolo, că acum nu pot. What the fuck? Trebuie bani de avort. Oh, pe unde sunteți? Bă, știi cât am mers, vreo 100 de kilometri, nici atât. Winnemucca cumva? Vă apropiați de Winnemucca? Da, 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 ne apropiem, ne apropiem. A, deci hai că vin la el cu repede. Bă, Ciulică. Da. Aprinde două lumânări și rog-te la Dumnezeu, mâine mai găsești un portofel, plătești avortul. A, uite, karma asta se întoarce împotriva mea. Bă, ești prost. Am găsit atâta, dar am pierdut. Hai că vă zic acum, nu pot să vorbesc. M-am distanțat eu de voi sau? Care nu, nu, ținem distanța, Octavian. Că vă numai pe mine și încă trei de tab. Vezi că ți-am scris pe Steam. Da, cum dracu? Mă, uite așa, Sib, nu i-am mai avut în buzunar. Îi trebuie să fără cu ceva. Poftim? Îi trebuie să fără cu ceva. Măresc viteza la 100? Nu vezi că n-am nimic, că vorbesc normal. Nu, zic, ei trebuie să apare cu ceva din buzunar. Nu știu, nu aveam nimic în buzunar respectiv, pa, picior. Serios? Da.
Nu lasă, bă, că în comparație cu cât ai găsit. Da, da. A, încă 500 s-au mai dus pe un microfon care nu ajunge merge, deci am ieșit în gaură complet. Păi de ce nu merge? Am crezut că e microfon de la cu cablu jack, dar de fapt era cu de la care intră într-un mixer sau boxe. Și mi-am luat țeapă. Și acum trebuie să-mi iau un mixer. Îți cumpere adaptorul, Giulica, îți cumpere adaptorul. Și nu se scumpere XLR cu jack. Și da. Ai rezolvat problema. Da. Nu intra în panică, că se poate aia se cumpără. Cea mai mică problemă, mă, Giulica. Și să ai microfon. Orice camion? Da. Da. Nu mai bine că ai spus că... Albastru să le faci. Eu știu chestia asta și ți-am putut să dau un sfat. Da, mersi, mă. Mersi. Cu plăcere. Dacă era intrat să te duceam eu la magazin de muzică să-ți cumperi. Las că nu-i graba. Am microfon acum, dar... enervează băzitul după live și am... am luat pe ăsta că n-a. Schimbați banda, mergeți pe banda 1. Adică nu, rămâneți pe banda asta că se îngustează imediat. Pe unde ești, Giulica, că deocamdată nu te văd. Îmi faci update ăsta americanul. Am înțeles. N-am mai intrat de mult pe Ersina. Vezi că-ți face și la multiplayer. A, încolo, că mi-a făcut acolo. Când? Astăzi. Mai faci odată. Mhm. A, da, uite. Hai să fac și asta cât timp îmi fac salvarea. Bine, muc. Acum intru în tunel. Văd luminița de la capul tunelului. Sunt farurile lui colegul din fața ta. Ce, boss, ai pus luminița la gaură? Da, mă, n-ai văzut ce-i care mă bag. La limita imposibil, bă. Înseamnă că era strâmb, da. Boss a rezolvat misiunea imposibilă 4. Da, da. Păi fuge femeia din dacă prima. Nu mai bagă la... dacă de la vârf asta mai bagă la gaură, pleacă femeia de lângă el. Zi tu, boss. Mare chestie, bag la alta. A... nu știu ce fel de gaură are. Se duce o baletină la aia. E la maxa suspendată pe spate, are ceva? Aia trebuie. Coboară singură, a treia axă. E la ultima de tot e ridicată la mine. Da, aia da, trebuie. Da, se cuplează singură. Ok. Nu, stau bine. Dacă încarci cu marfă, scade singură, se pune jos. Ce-o mai încarc? Să fie mai frumos. Aoleu, voi sunteți ăștia, aoleu. Eu încarc cu gumă domesticată, voi vezi pe mine. Revin imediat. Bine. O să ce fac băieții la angajare că văd că... Lasă-mă că se descurcă, nu trebuie să te duci. Nu îmi place ceva. Lasă că pădurarul face cum trebuie. Bă, dar ce... din suflet așa, parcă ce dăruit ești. Bă, băiatule, să nu te de ochi. Scuipați-l, băieți. Bă, ieri când am fost acolo sus pe cameră și m-a văzut pătrunul, a avut emoții ăsta. Dar nu prea vă văd pe...
Nu prea mă văd în, în etul, sunt pe cale Duisburg. Păi da, zic, doar să nu face să facă, că face bine. Și-a avut emoții și nu mai făcut cum o trebuit. Da. Asta e nebun la cap, ăsta suge cheamă cu toți. Ați ajuns aproape de Eli cumva? Aproape de Eli ați ajuns? Da, 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 acum Elco. Elco. Da. Eu da membru bossule și nu și-o pot și de angajare. Da, lasă, și-o depun. Vrei să scazi viteza, Giulica? Da, a venit o seară, Iuliana, la... Că e ciorditor de oameni. Se scade viteza automat. Bine, am zis, dar vă dați seama că nu-i fac nimic. Asta e viața, ce să... Eu la ea le zic, lasă că rezolvă, îl trag eu la ăsta, îl sancționez, nu știu ce știi. Am ieșit din oraș, da. Viteza din nou la 100? Nu-i fac nimic, doar pui mei, face pentru comunitate. Alea, până la urmă, dacă e să vină... Dacă da, e până la urmă să vină cineva, vine și chiar dacă cu reclamă și fără reclamă. Bă, știi care e treaba? Dacă mă duc acum în România și zic cine vrea să vină apă la trans, avem porțile deschise, ce vină am eu că pleacă ăla de... Dacă era bine, da, noi nu pleca, nu? Păi da. Dar Urica la săracul cum a... Îl chem pe bandit, boss. Ai Urica astăzi cum a venit? Păi ai Urica, a vrut să vină la noi aici, dar... Tot critic a fost care... E un player cu 3 remorci. La denigrat. Ați făcut dreapta acolo? Nu, 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 mai înainte. Cine? Snapie, da, da, o să revenim. Imediat o să facem dreapta, mai e o bucată din autostradă. Ok, eu sunt mai în față, pe semnul la 93, dacă vedeți. Știi cine e ăla? Care ne-a lovit în parcare? Pe Europa ați intrat? Da, bă, stai. Da, Europa. Da, Europa. Ăsta imediat trecem de cântar, schimbați banda, intrați pe banda 1. Deci că o să dau drumul la live. Acum bine, hai trec că nu mai cântar. Vorbim de alte comunități. Și nu mai vorbiți pe unde suntem, că... Nu, nu. Nu să mai vină. Și vă obiți să o schimba grafica dintr-o dată. Da, 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 dar nu știu ce. S-a nu ratat dintr-o dată. În America vremea e imprevizibilă. Ah, da. Da, da, vine acum. Bostule, vezi pe ei pe arătură. Da, știu că nu e pe arătură, nu vezi că sunt pe banda de audiență. O scărpina mă în urechi și-am luat mâna de pe mouse. Am dat drumul, băieți. Bine, Giulica. Ai minat? Am minat că nu știu de ce mă mânca. Știi că crește păr de ăla în urechi, știi? Și dacă iac. Stă nu știu cum, mă mănâncă, știi? De ră. Ce iac? Că și ție o să-ți crească. O să, da. Da, 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 e bun spre ăla, Tomiță. Păi da, mă, da. Da, ce înainte băgam, da. Da. Facem dreapta? Scap din sau da, colțul la prosop. Să spari timpanul, mă, ce ai. A, bă, că nu pățești nimic, bă. Nu, mă rog, stai liniștit. Nu, dar după aia nu mai aud. Nu, mă, dar rămâi surd. Ideea da, că e... Aia oricum curge jos țara aia. Aia e o secreție a creierului, înțelegi? Deci, n-ai treabă cu aia. Important este să te speli atâta până unde ajungi, știi? Să te speli, aia e important. Și la cu... la fond... Acum am vrut să zic și eu. Acolo e nașpa. Da. Bă, dar serios, ascultă, nu s-a întâmplat nimic. 60 fotarite toată lumea pe național. Timpanul ăla se sparge foarte greu pentru că e elastic. Bă, nu se sparge greu, să știi că e nu se sparge greu. Și dureros. E elastic. Da, da, da. Poate să fie el elastic, bă. Să faci comparație între timpan și himenul pizdin. Da.
Boss, oare... 80? Păi ce, timpanul este Himen? Spune-te, rog, pădurea, nu? Nu este problemă. Nu știu, nu mi s-a pus cererea la cerere acceptate. Hai că vei eu sus. Vezi, mă, că-ți merge expertul de Andrei, vezi ce faci. A, nu ești acum expertul. What, vezi zis că strică tot. Nu, o să știi că repare, că am văzut că repare reparații. La... convoi? Imediat, veniți înspre mine, că eu vin spre voi să mai... Na. Și de la școală a intrat așa să repare pe acolo. A, se ocupă, băieți. E el așa mai prostit, dar face treaba. Mhm. Eu am rămas singur aspetezi. Helperii la helper, angajatorii la angajatori, fiecare pe camera. Să vezi ce-l tap dau eu acum. Nu, nu. Era un pază de fucking. User joined your channel. Altă, mă, l-am mutat la lista de șofi, la ala, de bine, profesioniști. Bine, mă, din greșeală, că dacă dai un click greșit acolo s-a mutat. Păi dacă dai acolo pe săgeata aia, și mie mi se întâmplă, pentru că eu joc Eurotrack-ul de pe mouse. Și se fute întrebătorul ăsta, nu mai face contact cum trebuie. Și eu când dau click acolo să mut ceva, se dă dublu click, triplu click sau ce știu eu. Și îl mut automat, ce prinde. Întrebare. Ați trecut de... De? Ăla de somn? Da, acum. Da. Ok, haideți de pe vină spre voi. Am trecut de întrebare întrebătoare. Ce are baba între picioare? Vreau un... Am trecut de semnul de 93. Ce? S-a zis eu, dar pe... Care semn din 93? E un semn de 93. Bine, aoleu, mai spate. Ce zici în comunitate? Vreau un englez să intre la noi în comunitate, cred. A zis și că, can I join the company? I am American and now something Romania. Hai la Polar Trans. Da, hai la Polar Trans și el știe română. Vorbiți cu el. Vorbim, mă, cu el în englez, ce are. Fiecare o leacă pe acolo de engleză, s-adună. Vedeți că e o cale ferată, eu am mers cu 90, am trecut-o. Da. Uite pe prostul ăsta din spatele meu. Auziți, ai trecut pe lângă 2 cumva? Da, fix. Da. Nu. Și vezi că mai vin 2. Da. Păi aia doi, au venit doi din față. Merg prea repede? Eu încerc să vă ajung, dar nu cred că vă mai ajung. Acum trec și eu pe lângă 93. Hai că scad. Mi-a ajuns, mă, că nu mai scad viteza la 80. Am morțit fundul. Și așa vine o curbă la dreapta. Paia e cu 100, leșer. Ideea e că nu știu de ce, dar mie mi-arată 1500 de km. Mie mi-arată 624 și am pus fix pe locul de parcare. Eu unde? Eu unde era ala cu motocicleta, ai cu un polițai aici. Mie 540. V-ați apropiat de Pioche ăla? Mhm. Acum mă apropii și eu. Am făcut dreapta și avem o benzinărie pe partea stângă. Ah, ok, acum fac și eu, mă apropii să fac dreapta. Cine a zis, bă, că nu sunt profesionist? Vă salut, Alexu, bătâi. Salut. 70. Salut, Alex. Salut, Alex.
Ionica, și tu ai emoții la viraje. De ce? Măsușoară. A? A luat-o prea strâns. Nu, a luat-o prea în larg. Să prindem o țigară. Ce, boss, fumez? Cum une fioară. Băi, ce mi-au prins buzile, trebuie să bag bot undeva unde trebuie. Păi poftă să joc ceva, dar nu știu ce. Rocket League, că tot te plângea ieri. Am jucat. M-am plictisit. Ce? Ce? 75 pentru că avem curbe pe aici, ciudate. Și eu îmi dau cafeaua. Dar cum, la ora asta? Cum să nu, mă? Eu mai fac încă... Băi, la asta ce se scoală, bă? Bă, dacă nu mi se scoală de la vârsta asta, o tai dracu, o tai, o dau la rață. Faci tensiune la presiune, știi, bă? Ia din ăla, medicamente din ăla, Viagra, ce mai are. Viagra, să vezi tu cum. S-a auzit una la Andrei. A, vorbește mama la telefon, știu că vorbește la megafon. Știi care-i treaba acum cu Valentin? Dacă azi noapte până dimineață la 4 a tras la rame, gândește-te că seara asta, ca în greu, primul număr dacă iese, că al doilea nu mai, știi cum fac bilele. Sus jos, se lovesc între ele. Contează că ce? Mult. Ce ai mâncat astăzi? Ce ai mâncat tu astăzi? Ce am mâncat? Da. Iureu cu carne, o prăjită. Da. Și am mâncat și eu ceva. Vă apropiați cumva de semnul la 93? Da, Giulică. Da, Giulică. A, bă, frate, nu vă mai ajung, bă, gamea și. Bine, bă, bine. Hai grijă că vine unul din față, Giulică. Vine unul. Am 101 mili pe ori. Acum trec și eu pe lângă ăla. Unde trec și eu? Nu te văd, mă. Ba nu trec, stai, va vine unul din spate. Mă rog, îl depășesc eu acum, nu mai vine. Nu depăși, că vine din față camion. Vine din față, bă, ăla-i, vezi că-i troller ăla, a intrat și mine în spate. Acum trec și-o pe lângă ăla din 93. Păi da, înseamnă că e ăla care ți l-am zis și eu. În fața mea a fost altul. Mă, dar eu sunt pe Europa. Da, păi da, mă, înseamnă că ești în spatele nostru. Nu ești de parte, mă, Giulică, hai. Doamne, frate, nu mai prind cam 100 de mili pe oră. Ăte-a no, pe lângă pecul ăla. 76. Ați făcut stânga? Nu. No. Dreapta. A. Și pe stânga era peco. Eu merg cu 75. Da, am luat-o pe în altă parte, clar. Aoleo. Cam ești. Fața aștept play, Giulică. Stai, mă. Nu treceți până Las Vegas? Nu, ba da. Trecem pe lângă Eli acum. De bea acum? Da, pe lângă Eli acum. Și-o las pe margine, pe la Pioche cumva? Da. Asta este mult. Cred. Cred că da. Și pe lângă Las Vegas sau pe Las Vegas și după aia la destinație. Că-ți mai în față, mă, frate, băga mi-aș. Nu, trage pe dreapta, am prins o țigară. Da. Mă, nu mă leg cu mâltonul. Poftă mare. Poftă bun. Mulțumesc. Bun, ia să-ți mă uite pe... Când cam aș opără de venturile. E o barieră. Bă, frate. Să clipăcească roșu, am... nu știu dacă... Da, o să se pună. Toți. Am bă, rău de ventul. Trimite-și-mi un snap să văd unde sunteți. A, bă, trebuie să trag pe dreapta. Nu, trebuie să te oprești, apasă F5. Stai, că se uită acum. Bă, deci am rod de venturile alea căcate. S-a pus bariera cumva? E bine, am înseamnă că scăpăm toți de aia. Bosule? Da. Ai văzut cum am intrat în ăla din spate? Ce remorche am tras? Ei, dat una? Stânga. Da, că am avut rod de venturile la maxim și era la fix în mijlocul drumului. Uite, bă, cât am trimis. Și am intrat cu remorca în el. Du-te, bă, de ei. Ia uite, bă, unde sunt oamenii mei. Eu stau mai în față la mama dracu, stați cu mine spre voi. Mergeți pe banda 1. Acum facem stânga. 60 până face stânga toată lumea.
îi plac motoarele ăștia dacă ar băga pe da. Un camion din ăsta. Bă, ăștia se țin după noi, trei player care se țin după noi. Păi da, mă, că le place și nu am văzut pe mine că am jucat de camioane la un loc, știi? 65 și schimbați banda că se îngustă drumul. Uite-l ăsta în care am intrat eu, săracu. User joined your channel. Dacă ăsta nu-i prost, du-te, dracu de hanică, bate. Am zis să bag în față. Viteza la 55, că vin curbe foarte nașpa, ca niște serpentine. Bă, Valentin, ce-mi place? Bă, ce-mi place cum se zice 55, bă, zici că e la fix 55. Nici mai mult, nici mai puțin. Da, mă, taci acolo. Eu? Andrei! Andrei! Bine. Da. Făceam prezență. Bine. Ce-am spus că era șmecher aia 1-0. 1-0 mai jucăm? Da. Andrei! Cine? De aici acum, nu mă-ți mai răspunde. Bă, nu, Andrei, cine? Bă, Andrei! Andrei, da, cine? Nu, mă, nu mai răspunde, gata. User joined your channel. O ieșit. Bă, Andrei! Bă, bă. Bă, Andrei, cine, mă? Lasă-te-o în cur la mine. Salut! Fiți dată mai bine ca mine. Jucați? Da, la convoi. Fazan, dacă vrei, frate, noi doi. E fac 65. De ce europe sunteți? Suntem la convoi pe America. La convoi. Pe America, în track. Bă, Tommy, vreau să-i dau o altă culoare la lista de puntare, adică la aia care au level 50 și 40. Cui, mă? La lista de puntare, mă, să mai dau două culori. 70. Hmm? La cine să-i dai, mă? La lista de puntare. Ăștia deau peste level 50 sau pe... 50 și 40. A, vă apropiați de P.O.K. ăla? Mhm. Cred că da, acum iar suntem la un... Pe unde sunteți? ...de 93. Da, aia, rod eventul ăla. Eu de-aia am intrat în ăla, i-am dat o remorgă pentru ăla. Eurofe 2 sunteți? 80. Convoi! E, am înțeles. Eu dau alt tab, nu mă interesează de asta din spatele meu, poate trag una. Lasă-i, mă, împace. Lasă-i, mă, să vină cu noi, să arătăm că... Deci avem un membru nou. Ciao. Salut, bine venit la Polartrans. Salut. Aloha. Sperăm să-ți placă la noi. How are you, man? Mersi, mersi. How are you? Bossule, uite ce-n spatele tău. Așa, bă. Lasă-i, mă, în pace. Da, da, da. Dacă o să-ți placă la noi, poți să mai aduci și prieteni. Mm-hmm. Da, sută-n mie o să-ți placă. N-are cum. Pe ăsta. În spitalul de nebun la noi, aia. Ce că n-ai nici încotro să nu-ți placă. Eh, păi vezi? Așa, da, așa. Ștefan, ai puțin mai sus. Hai să mergem mai sus. Bostule, dacă nu mă răstorn eu acum, nu se răstornă nimeni. Imediat o să facem stânga. Uite-l și pe domnul Gilică. Oh. Facem o curbă normală stânga și după aia o să facem dreapta. E, Gilică, vezi că e în partea greșită, apropo. Serios, cum ți-ai dat seama? Nu știu, bă. Bă, adăugă dracu. Așa e, bă. Ți-a văzut farurile de așa de seama. Bă, chiar mă gândeam, bă, frate, cum dracu am greșit drumul? Mentalism, mă. Ia uite-o, care am crezut că voi ați greșit drumul. E că am întors vreo 4 ori până acum. Facem dreapta.
Da, o să iau înainte. Mulțumesc. Domnul lider, pot să mă bag pe la Peco? Bagă-te pe la Peco. Să treci. 70. Aoleo! Mi-a alunecat mâna de pe volan dintr-o dată și l-am scăpat. Minți. Jur? Ce faceți? Am ajuns. Hai că m-am băgat și eu prost. Asta nu-i cu noi, nu? Nu. No. Îl depășesc câți kilometri mai avem? Depășește. O grămadă. De ce mă, nu, 300? 500. Ai, ce... Ce ai zis? Asta ai de viața mea. Hai de viața mea, tu l-ai dat unde? El a dat un click acolo când eram la parcare. Auzi, a dat click-ul ăla la parcare și s-a deschis pagina aia, știi? Și când a văzut ce băga mea și nu mai am chef de convoi, vreau să mă uit, vreau. Băieții, m-am blocat în Peco, m-am blocat în Peco. Nasol, fă ceva și încearcă să ne ajungi. Da, acum, mamă... Și că doar n-am zis, nu, dar nu-s chiar așa. Da, hai că mențin viteza de 70, până îmi spui că ești deblocat. Nu, dă-i tu în față că te ajung eu. Bine, 80. Dacă. Dacă și cu parcă. Da, hai că am ieșit, dă-i tu tare acolo. Ia uite, boss! Ce dau de volanul ăsta, aș cădea mult, aș cădea mult. Joacă să creșoacă, n-o să înceapă. Mesele sunt pline, pătrâie de tine. Hai, jucă-i mai mișcată, băieții! Bă, am uitat cum e o copilă, stai să mă mut. Am uitat cum e o copilă, băgam iar... Valentine, te ciurui! Bă, nu-l ciurui că îl chem pe Iosif Semaca. Dar știi că avem în comunitate unul Semaca, a venit azi. Semaca? Serios vorbesc. Când a venit, l-am întrebat. Zic, ai venit să ne ciuruiești? Aseară era? Unde sunteți, mă? Suntem pe America, întreac acum, că avem convă. A, America. Da. Îmi place că stăm viteza de 80, pentru că mai avem și curbe așa un pic periculoase. Cum era să vină? Se vede bine? Se vede, se vede, o Giulica. Cum era să vină aseară Semaca, să vină comisarul... Cum era? Moldova. Lăscărică. Uite-te, mă, Giulica, uite-te în spate. Și pistruia. Cam aș pe el. Uite, nu mă lasă să-l depășesc, nu. Dă-i tu încolo. Dă-i tu în fața mea, dă-i în fața nu, mea. Nu, mă, dă-i că m-am oprit, am nu mai am văzut. Bă, dar băieții veneam cu noi așa, numai că... User left your channel. Din... Băieții, frumos! Din trei au rămas unul. Dă-i, bă, Giulica, că... E da, bă! Am a 5 aici, prost. 70, că e scurbă. Idealul ăsta, flash-ul și claxon e până... Aia 5-a, eu sunt în a 13. Aia, eu am 6 viteze, că camionul ăsta l-am mai schimbat de 461 de zile. Voi ăștia care sunteți pe milii, cu cât mergeți la oră? Eu sunt pe kilometri, nu sunt. Eu, spre exemplu, acum am 65 la oră. Ah, stai bă, că mi-arată în bord, ce prost sunt. Uite, 44 de mile. Da, 40 și ceva. 44,9. Am 38 acum. Că... Totul e ok în spate? De.
Nu-mi place roșu ăsta, bă, să dau la pește. Și 7000 și ceva din urmă. M-am abonat la canalul tău, bă, Rudy. La mine nu vă abonați. După cum voi. Și cu like. Și cu dislike. Nu, nu, de-alea nu, la tine. De mersi. Imediat avem o curbă mai ciudată. Hai mă de pa. Fică ce să mă înregistreze pentru? Nu la Novi nu am făcut nimic. 70. Da. Cine e ăla glam și eu? De restul n-a făcut ziua, nu e? Da. Alex Suțu? Nu am auzit. Dar văd tu vântul cap și-l dau la spatele. Mă, ferească Dumnezeu, mă, ca să-și crezi. Bă, și eu stai live. Aveți ghece. 80. Cine e la cumva? Ăla din spate, din mai ăla. Din mai? De. De. Cire și la urechi. Ia să-i dau cirele. Ce ai pățit urmea? Hai, Tomi, dă-i. Dă-i. Nu mă răzgândesc a doua oară. Hai, dă-i, că te aștept și eu să dai pe lângă mine. Asta joacă și Eurotrack. Din mai ăsta. E din Danemarca. Anul german. Probleme? Deutschland. Nu mai sunt probleme, doi vise. Dar am menținut viteza de 80 în continuare. Ai văzut cum a trecut un avion de vânătoare? Mhm. Avion de la a trecut pe la mine pe-n Brăila. Avion de vânătoare. Și a... Dați-mi vise. A trecut un avion de ăsta Hydra pe la mine pe Brăila și a depășit viteza sunetului, ceva de genul, și a bubuit în aer sunetul, morții măsii. A bubuit toată Brăila și că a fost cu tremur. A fost un boom sonic de la pentru cine știi. La noi la Cogălnicianu astăzi e zilic. Bă, Giulica. Ce-a fost în Brăila? Ce-a zis că fă? Un boom sonic, frate. Adică a trecut o Hydra. Aaa. Cu viteză foarte mare deasupra, așa, și cu... A fost o extorsiune, morții și a bubuit în aer. Nu știu, gen a dat rateuri, cum dă o mașină rateuri, așa dă-și avionul ăla. Dar s-a auzit nenorocit dacă a bubuit toată Brăila și lângă încă vreo 2-3 sate alăturat. Lua. Am crezut că a fost cu tremur, bă, și mă jucam și PUBG și eram și în Red Zone în momentul așa în seara. În Red Zone, frate, nu se întâmplă nimica. Mi-am văzut când a început să zgâdui casa. Bă, ce dracu, ochelari VR știam că nu am dracu. De asta cât am asta? Săptămâna trecută. Nu au, mai am. Dar pot să vii soi, că nu mai pot. Săptămâna trecută a fost. Și acum, de atunci, primesc
în fiecare zi alert mesaj pe telefon că vezi, domne... Da, și pe mine m-a nebunit de o săptămână, tot primesc. Eu n-am primit. Lasă că e bine, că ne atenționează, gen că știi că majoritatea e cu tehnologia. Trebuie să ai telefonul performant, adică cel puțin Samsung și Huawei-urile care au Android-ul nu știu cât. 8, da, da, nu știu. Da. Adică eu primesc mesaje de doar pe zi. Și eu la fel, dimineața și seara. Am avut și de 6. Nu primești, Tomi. Primești, Tomi, că ai Android-ul vechi la ăla. Nici eu nu nici mama pe A5, nici pe A5 2017 nu primești. Eu primesc. Pe G5, pe G3 2017, mă scuzați, care mă auzi, Angelica? No, pe S9 Plus nu primești. E, nu primești. Jur, bă! A, înseamnă că în orașul tău s-au primit de ale. Ba, mă, eu primit, gen, eu nu i-am făcut actualizare, știi, la software și de aia. E, pe de aia, frate. Trebuie să-i fac de seara actualizarea. Eu primesc pe A5. Da, trebuie să faci actualizarea la software, de aia. Da, mă, nebunea aia, mai bine nici nu o fac. Fă-o, frate, că te culci, lași netul deschis, că durează să o faci. Da, o las, oricum. ...15% baterie, băgam ea și... 70. La cineva îți scrie scaunul de gaming. Mie, iauză-l. Stai. Mă aveți tu niște ulei la închieturi. Al dracu. Imediat o să facem dreapta. Al dracu. Melenie. El îmi pune mie, nu-mi pune. Bă, ce mă enervează. O trebuie să ai peste 7 sau 8 Android, ceva de gen. Că gen nu se poate... Cred că au avut un convoi pe lângă noi pe aici. Mi-a scăzut și mie FPS-urile, dar nu știu de ce. Mie nu. E convoi de-aia. Mhm. Dar nici nu au toți același nume, adică poate sunt player de așa, prieteni. O fi vreun YouTuber. Da. Ca mine așa. 70 pula. Așa mare ca tine? Da. Giulica, dacă nu era să-ți dau o țucă de aia așa... Eu pun frână bruscă, frate. Am văzut! Cam așa, am făcut-o și eu pe curbă. Hai că eu o fac oricum, opa! A intrat și ultimul pe autostradă? Da, da, da. Bine, 80. Cică la bai, bai! Ăsta, Giulică, te sărci tu! Uite, ok! Hai că s-o făcut și Giulică cu un abonat? Am produs și eu ceva azi! Dacă bani nu... Măcar abonat. Intrăm prin oraș, menținem 80-ul. No, fix mă când sting telefonul atunci primez mesaj. Bă, ce mă nervează. Și eu la fel pățesc. Doamne. Păi dacă nu o să mai face de la S5 în sus, cel puțin la S6 am auzit că să mai fac actualizări software, dar de la S5 nu mai să fac. Na, Tommy, e timpul să schimb telefonul. Bă, uite, Giulica, în seara asta mi s-a făcut mie la A5. Am înțeles. Da, dar are Android-ul vechi și nu o să-ți mai rulezi. Dacă s-a bug vreo aplicație nouă, gen, să schimbi Facebook-ul, nu o să-ți rulezi. Bă, eu telefonul ăsta l-am de 6 luni. Capră și eu, cred că și eu. Da, e capră de plastic aia. A, da, mă. Ăla e ce? Nu-i că... Că-i berbec, mă, ăla. Berbec de ăla. De munte. A? Cred că, frate, stai să văd ce duc. A, e goală. Vezi că s-o sări o Giulica toate. Pe drum. Eu știu că am pus o capră, nu l-am pus berbec. E, nu. A, mai știu, mă, pe drum, poate a fost o extorsiune a degajamentului și na. Da, pe aer, pe acolo, pe la Jesus. Măi, ce mă cu muzica asta de dus morții la groapă, ioi!
mai vii la convoile astea, americane. De ce nu vă rog? A? De ce mă? Nu prea m-am jucat american track. Dar cred că m-am dorgosit de el, băi. Dar las că o să te joci acum încolo. De bune spun. Mă luam de 2 ani, dar am 31 de ore în 2 ani. A, Giulica, ce faci, mă? Da, și mai scriu om și mesaj. Vreau și eu. Ce vrei și tu mesaj? Îți dau acum. O, nebune, că nu de la tine. Bosule, dacă învăț să parchez cu tripla, înseamnă că sunt șmecher. Uite, de la Giulica. Adevărul e că da. Ce faci, bă, nebun? Bine. Voi? Giulica și jalanele. Ia uite. Du. Facem. Slalom. Da, Giulica și slalomurile. Dar Giulica și slalomurile pe spate. O, Giulica, hai mergem 100. Unul după altul. Unul între altul, gen așa slalom printre noi. Ce ai, mă? Eu mai am și niște drop frame-uri. Am înțeles. Nu vezi că am 96 MS-uri. Lasă atunci, lasă. Uai, mamă, și vine să mă șușu. Hai, că e dreapta, ajunge la parcare. A, da, stai. Trec pe dreapta. 70. O, Giulica, hai pe contrasens, uite-te. Bă, nu mai face de astea. Am glumit, mă. Avertisment. A, tu vorbești. Ăla de se duce slalom printre toate. Eu am dovadă pe live că n-am făcut nimic. Dreapta. Și imediat o să facem iară dreapta și ajunge la parcare. De acum a făcut dreapta. Ce-a făcut? Dar ce-a făcut? Am mai... Scuze, boss. Ce-ai făcut, Giulica? Îmi frânează greu, frate, câteodată. Câteodată? Când mai face și el fițe. Tu vezi că știi. Nu toate camionele sunt perfecte. Aoleo. Dacă ne lovi mai ea e cel. Da, da. Hai că ți-am luat-o, mă, professional. Ia să vezi intrarea professional la mine acum. Fii atent. Hai să văd, domnul. Mamă, dar să mor dacă nu ai... Cam dublu după mine. Da. Dar mișcă de acolo. Stai că nu mai intra în viteză. Săracu. Mamă, ce poză tuți iese acum. Mamă, mamă, șuști. Și cine ne-a dat follow pe Instagram? Cine? Alpin Trans ne-a dat follow pe Instagram. Alpin Trans? Da. Ia uzi, mă. Și Global Logistic ne-a dat. Ia uzi. Lângă cine pune? Lângă Ștefan Octavian. Da. Hai că aștept atunci. Dar cine stă șmecher de trece peste borduri și așa parcă ne-a Tomi! Tomita! Dar cine șmecher la care s-a agață în parapet? Eu! Eu nu, nu, nu tu! A, nu eu, bun! Am scăpat! Stai bă, că eu mă uitam la ăsta cum trece. Da, 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 scuzi, scuzi! Da, da, da! Scuzi, scuzi! Ce-a ta? A dat timpul înapă! Nu mă băgat în seamă. Hai, Valentin, nici pe acolo poți să parchezi? Aștept, aștept și parcați. Hai, pupată-și. Aaaa, volanul! Ce-ai, mă? M-am întors. Am înțeles. Stăm așa, mai un pic mai în spate, până în ăla? Sau... Nu știu.
Dă-i cu roțile până în opritor. Să arate mai. Cum? Dă-i cu roțile de la vagon până în opritor, nu până în bordură. Ah, ok. Eu mă bag încă, Tomi. Uitați-vă unul repede pe la vedeți ce frumos să vă camioanele. Și cu texturile cu astea, vai! Eu mă bag lângă Tomi. Nu, no, nu, no, nu, no, eu mă bag. Nu, boss să băga acolo lângă Tomi. Boss să băga lângă Tomi, bă, nesimțitule. Este loc fix pentru 7 camioane. Pentru... Nu știi care e faza, că după mine aveți și aștepta. Ce? După mine aveți și... Uite, bă, păi, cum să dau cu skateboard după aici, bă, în spatele tău, Giulica. Da, bă, ești prost. Bă, ce șmecher arată. Skatepark. Ia o zi-l pe ăsta, homo, Ilie, vlog, unde te crezi? Coca-Cola. Eu pe ăla cu furgonetă după el. Unde, mă? Salut. În parcare. A terminat convoiul? A, e Alex Uțu, mă. E Alex Uțu, mă. Valentine, dar ești și tu drept? Azi. Cum, mă, că mine mă arată că... Nu, dar noi stăm cu remorca. Ia să mă vedeți pe mine cu volanul acum cu parchez. Poți să mă duc, Giulica, să beau o cafea, să beau, ha, ha. La un client. Vezi că a făcut Rudy o glumă. Și acum dă-i în față, Valentin. Și pui roata din spate, prima, în opritorul ăla. Până ți-o parchez-o, aici aștepta după mine. Mai ele poți să îndrepti și față, tu? Nu, dai mai în față, Valentin. Ce? Mai, mai, mai. Hop! Hai, da prea mult. Ce ai zis, Giulie, că să mă îndrept eu? Camera, doi. A, bani, ok. Dai. Hopa, lasă așa. Hop! Giulie, că... Gata, boss? Vezi cum mă dau cu ăștia pe skate până ce vii tu. Bine. Mă anunț. Da, mesaj. Încă puțin, boss. Mai în spate? Încă un pic. Da, nu mai am. Opa, las-o așa. Te pun înapoi. User joined your channel. Of, ce repede am parcat-o, doamne. Cum se poate așa ceva? Acum... Da. Dă-te, dă-i spate acum. Da, stați așa că mi-a mărit motorul. Mi-a mărit motorul, stați așa. Hala, dă-i, 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 mai, mai. Mai? Mai. Asta e că mă păcălești lungime, remorci. Mai, 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 mai. Hop! Hop! Putut. Aha, hai că tu parchezi asta, da. Hai, Rudy, că mă dau să mă dau, mă duc să mă dau cu skate-ul ăla. Râgeți, bă, că a făcut Giulica glumă. Aha, olaie. Mai face mai de bine. Am vedeți ce poză blanau iese. Dar să uit repede cineva pe live să vadă cum se vede. Doamne, ce frumos se vede. Intrați repede, n-ați făcut nimic dacă n-ați intrat. O să intru, dar stai că acum am altă treabă. Vă zic, e bine așa. Dai. User joined your channel. Opa, hop, dă un pic în față. Un pic. Mai! Perfect! Las-o așa! Mulțumesc! Ăla, și o poză ala liderul de convoi. Giulica, stai că intru! Să-i placă și lui boss-ul, Alin. Îți dau dislike, Giulica, fii pe fază. Mersi! Boate! Bă, Andrei! Cum vi s-a părut convoiul, băi? Bă, super șmecher! E bine atunci. Frumos convoi. Da. Eu am făcut poze, am terminat cu pozele? Cred că da. Așteptați un pic.
Da. După ce gata aici, vii la Madranar cu mine cu video? Da, tot mă rog. Da. Stai video să gata băieții.